Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Iubiți prieteni, am văzut ce minunate sunt lucrurile pe care le face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am mai văzut, de asemenea, că încă de la construirea cortului întâlnirii, Duhul Sfânt este și el reprezentat prin uleiul din candele, sfeșnicul pus înaintea Domnului. Duhul Sfânt este călăuzitorul nostru și astăzi, când am ajuns, iată, la capitolul 28 al cărții Exod. Este un capitol în care facem cunoștință cu cerințele lui Dumnezeu în ceea ce privește preoțimia. Să vedem deci care sunt indicațiile pe care Dumnezeu le dă lui Moise cu privire la preoți. Apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii săi și ei dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți. Pe Aron și pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Tamar. Fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. După cum ușor se poate observa, oficiul preoțes nu este unul ales de om, ci este inițiativa lui Dumnezeu, ca și în cazul cortului întâlnirii. Dumnezeu îi alege pentru slujba de preoți pe Aron și pe fiii săi. Dar pentru că Aron și fiii săi să poată îndeplini această slujbă, aveau nevoie de haine deosebite. Oare de ce era nevoie de aceste haine deosebite? Nu este de fapt vorba despre persoanele implicate în slujbă și nu de hainele lor? Ei bine, persoanele, ținuta lor morală, credincioșia, caracterul lor sunt foarte importante. Dar hainele ne comunică și ele ceva. Iar comunicarea lor nu se poate referi la altceva decât la Domnul Isus Hristos. Dar de ce o are Dumnezeu ales să folosească toate aceste imagini pentru a vorbi despre Domnul Isus și despre lucrarea pe care El o va împlini atunci când va veni pe pământ? Păi, motivul ar fi simplu. Până să ajungem la concepte și principii teologice sofisticate, noi suntem încă niște copii, iar copiii învață cel mai bine prin imagini. Aceste haine despre care Dumnezeu poruncește lui Moise să se le facă pentru preoți, ne vorbesc și ele despre Domnul Isus, cum spuneam. Vă întrebați poate cum ne pot vorbi niște haine despre persoana Domnului Isus. Ei bine, o fac. Poate că ar trebui și noi să fim mai atenți la modul în care ne îmbrăcăm, pentru că hainele comunică și comunică destul de mult. Hainele acestea nu sunt haine sfinte în modul în care noi ne gândim la sfințenie în aceste zile. Cuvântul ebraic pentru sfințenie exprimă de fapt o acțiune. Înseamnă a pune deoparte, a separa. Deci, aceste haine erau puse deoparte pentru slujba lui Dumnezeu. În felul acesta, tot ce este pus deoparte, Separat de lucrurile comune pentru Dumnezeu, este sfânt. Dragii mei, Domnul Isus a venit îmbrăcat în haina neprihănirii. Adică, el a fost pus deoparte pentru slujba lui de Dumnezeu. El a venit printre noi, oamenii, a fost ca unul dintre noi, a suferit de foame, de sete, a avut emoții ca fiecare dintre noi, a fost ispitit ca fiecare dintre noi. Dar aici apare marea diferență. Pe când fiecare dintre noi a cedat în fața ispitei și a păcătuit, Domnul Isus a biruit ispita. El a fost fără păcat. El a fost separat de păcat. El a fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Acum, un alt lucru demn de notat cu privire la aceste haine este faptul că ele sunt deosebit de frumoase. Ele nu sunt ca orice haine. Să deosebeau chiar foarte mult de hainele obișnuite pe care le purta poporul. Dragii mei, Dumnezeu este un creator și un iubitor de frumos. Natura care ne înconjoară confirmă acest lucru. Acolo unde a intervenit omul, este foarte adevărat că nu mai este aceeași frumusețe, dar este și rezultatul păcatului, dragii mei. Să ne întoarcem însă la Aron și fiii lui care sunt numiți în slujba preoțească. Iată ce spune domnul despre ei. Vorbește cu toți cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veșmintele lui Aron ca să fie sfințit și să mă împlinească slujbă de preot. Iată un alt lucru care trebuie remarcat aici. După cum vedem, priceperea este tot un dar de la Dumnezeu. Acești artiști, pentru că, după complexitatea și frumusețea acestor veșminte, este vorba de artă. Deci, acești artiști primesc de la Dumnezeu darul lor, abilitățile lor de a face ceea ce le cere Dumnezeu. Sunt cel puțin două învățături pe care le desprindem de aici. În primul rând, Dumnezeu nu solicită lucruri, nu așteaptă de la noi să facem lucruri pentru care nu ne-a înzestrat. Niciodată El nu ne va cere să facem ceea ce nu suntem pregătiți să facem. Fie că este vorba despre lucruri obișnuite, Lucrări de artă sau orice altceva, sau fie că este vorba despre lucruri pe care să le facem pentru el, Dumnezeu nu ne cere ceva care să treacă peste capacitatea noastră. El mereu ne pregătește pentru lucrarea în care vrea să ne angajeze. Adesea trecem prin viață prin diferite experiențe. Unele sunt foarte dificile și nu le înțelegem sensul. Alteori trecem prin diferite școli, iar la terminarea lor constatăm că informațiile primite nu sunt tocmai ceea ce avem nevoie. Dar, dragii mei, se prea poate ca tocmai acele experiențe pe care noi nu știm cum să le calificăm, nu știm cum să le încadrăm în viața aceasta, să fie etape în care Dumnezeu ne pregătește. Cineva care trece printr-o mare suferință, nu înțelege rostul ei, nu știe de ce a venit, de ce a trebuit să treacă prin ea, dar ajunge apoi o persoană care poate să înțeleagă pe alții care trec prin suferințe, poate să-i ajute. Sunt diferite modurile în care Dumnezeu ne pregătește și sunt diferite lucrurile pentru care ne pregătește Dumnezeu. O a doua învățătură pe care o primim de aici este aceea că Dumnezeu vrea să folosim talentele și abilitățile pe care El ne le dă pentru slujirea Lui. Este important să înțelegem lucrul acesta într-o lume atât de puternic secularizată. Oamenii au început să uite acest lucru, și adesea se produce o anumită tensiune între ceea ce considerăm că trebuie să facem pentru Dumnezeu și ceea ce ține de fapt de viața noastră particulară. Dragi prieteni, este o problemă foarte serioasă, pentru că acest aspect afectează relația noastră cu Dumnezeu. Nu sunt puțini cei care disociază cariera lor profesională de credința în Dumnezeu. Nu sunt puțini cei care consideră că este mai puțin interesant pentru Dumnezeu ce fac ei la serviciu sau în timpul lor liber. Dar, dragii mei, este timp liber în creștinism? Nu spun acum că nu trebuie să fie timp de destindere sau de odihnă, dar acest timp este și un timp în care ne odihnim de Dumnezeu, ca să spun așa? Dragii mei, Dumnezeu este interesat de fiecare aspect al vieților noastre. El este interesat de cariera noastră, este interesat de timpul nostru liber, nu pentru că vrea să ne domine, ci pentru că vrea să ne oferă ceea ce este mai bun. Dar, dragi prieteni, un alt aspect legat de această dihotomie este acela că Dumnezeu vrea să folosim și profesia noastră pentru slujirea Lui. Nu puțin sunt cei care spun că al sluji pe Dumnezeu înseamnă numai să predici, să faci anumite slujbe, să fii direct implicat în așa zisă slujbă spirituală. Dar iată că Dumnezeu ne arată clar aici că nu este vorba de așa ceva. Spune Dumnezeu că numai Aron și fiii săi sunt slujitorii lui pentru că sunt preoți? Sau numai Moise pentru că este cel ce vorbește pentru Dumnezeu? Nu. Acestor oameni, el a dat Duhul lui, un Duh de înțelepciune, un Duh de pricepere care să-i ajute în confecționarea celor lucruri pe care Dumnezeu le cere. O să ne mai întâlnim cu astfel de situații în care Dumnezeu dă daruri de acest gen oamenilor pentru a-i folosi în slujba Sa. Dar, dragul meu, prieten, Dumnezeu se bucură în aceeași măsură de croitori buni, de frizeri buni, de fizicieni buni, de matematicieni buni, de frezori buni, cum se bucură și de predicatori buni. El se bucură de aceia care pun darul lor în slujba Lui. Și, dragii mei, el ne poate folosi în orice domeniu am lucrat, pentru că El este Dumnezeu suveran. Să nu uităm, deci, că indiferent de darul pe care îl avem, El nu este al nostru. El este de la Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Iacov cu privire la aceasta. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pocorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iată, dragi prieteni, că viața de creștin este o viață completă, în care fiecare sector al vieții noastre este predat Domnului nostru. Să mergem acum la versetele 4 și 5 din acest capitol 28 al cărții Exod. Dumnezeu îi comunică în continuare lui Moise aspecte legate de hainele preoțești. Iată veșmintele pe care le vor face, un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău Aron și fiilor săi veșminte sfinte ca să-mi îndeplinească slujba de preot. Să întrebuințeze aur materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu și în subțire. Aceste haine erau făcute din cel mai bun material. Dumnezeu dorește ca tot ce este mai bun să fie pus deoparte pentru el. În aceeași măsură, el dorește ca cei ce slujesc lui să beneficieze de ceea ce este mai bun. Însă, trebuie să avem grijă aici, pentru că putem foarte ușor să ne lăsăm duși de val și să pretindem că totul ni se cuvine. Ca și în alte situații, trebuie să-i dăm voie lui Dumnezeu să ia controlul în această privință. El știe să ne dea după nevoile noastre și, credeți-mă, vom primi cele mai bune lucruri. De aici, cred că ajungem la o întrebare legitimă. Pot oamenii să-L fure pe Dumnezeu? Ce înseamnă aceasta? În cartea Maleah găsim această întrebare și răspunsul pe care îl dă Dumnezeu. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Și acum iată răspunsul Domnului. Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Vedeți, Dumnezeu ne cunoaște foarte bine pe noi oamenii și vă asigur că nu este nicio diferență în acest sens, cel puțin, între oamenii din timpul lui Moise și cei din zilele noastre, cum nu erau diferiți nici de cei din timpul lui Maleahi. Atunci când nu-i dăm lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine, de fapt furăm de la el. Iar, dragi prieteni, dacă el ne-a dat daruri și nu le folosim pentru slava lui, tot furt se numește. Apoi, Dumnezeu cere de la popor aceste lucruri scumpe și cei ce nu voiau să dea furau de la Domnul, pentru că oricum el le dăduse. Poate că un exemplu ne ajută să înțelegem mai bine acest lucru. Să presupunem că un prieten pleacă pentru o perioadă mai lungă din țară. La plecare, el îți încredințează casa lui, mașina și tot ce are, ca tu să ai grijă de aceste lucruri. El îți dă dreptul să te folosești de ele pe tot timpul în care este plecat. După o perioadă, se întoarce înapoi în țară și te contactează pentru a-și lua înapoi lucrurile. Dar să presupunem că nu vrei să le mai dai înapoi. Îi spui că te-ai obișnuit atât de mult cu ele încât nu poți să te mai desparți de aceste lucruri. Cum ai denumi acest act? Poate fi foarte simplu, calificat drept furt. Este un furt. Dar, dragii mei, de ce nu recunoaștem acest lucru și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu? Ascultați mai ce spune Apostolul Pavel cu privire la aceste lucruri pe care noi le avem în această viață. Sunt cuvinte pe care le găsim în întâia epistolă către Corinteni, în capitolul 4, versetul 7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Deci, dragi prieteni, trebuie să fim foarte atenți la modul în care îl slujim pe Dumnezeu, pentru că nimic din ceea ce avem sau suntem nu este rezultatul eforturilor noastre, ci este un dar a lui Dumnezeu. Să trecem acum la câteva din piesele care alcătuiau haina preoțească. Mai întâi să vedem ce este efodul. Efodul să-l facă din aur, de fir albastru, purpuriu și carmiziu și de insubțire răsucit, să fie lucrat cu măestrie, să aibă doi umerari uniți cu el, la cele două capete ale lui să fie legat de ei. Efodul este de fapt o vestă pe care preotul o purta deasupra unei mantii de culoare albastră. Efodul era lung, coborând puțin deasupra genunchilor, și era prins la umeri cu pietre prețioase. Aceste pietre de onix nu aveau numai proprietatea de a împodobi efodul, dar aveau și funcția de mărturie. Pe o piatră erau inscripționate numele a șase dintre seminții, dintre triburile lui Israel, iar pe cealaltă următoarele șase. Cu alte cuvinte, marele preot ducea pe cele 12 tribule ale lui Israel înaintea lui Dumnezeu. Bineînțeles, aici era vorba despre păcatul acestora, care era prezentat înaintea lui Dumnezeu, preotul mijlocind în felul acesta înaintea lui. În aceeași manieră, Domnul Isus aduce înaintea lui Dumnezeu toate păcatele noastre. În epistola către evrei, la capitolul 7, începând cu versetul 25, acest lucru este descris în următoarele cuvinte. De aceea și poate să mântuiască în chip de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfă în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jerfă pe sine însuși. Dacă marele preot purta pe urmerii lui numele celor 12 triburi, Domnul Isus ne poartă pe fiecare dintre noi pe umerii lui. Cred că această imagine este și mai bine prinsă în parabola pe care Domnul Isus o spune cu privire la Păstorul cel bun și oaia pierdută. Este o pildă pe care o găsim în Evanghelia după Luca. El spune așa: Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe Izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: Bucurați-vă împreună cu mine că-și mi-am găsit oaia care era pierdută! Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. În același fel, Domnul ne pune pe fiecare dintre noi pe umerii Lui și cu dragoste și cu bucurie ne duce la Tatăl pentru a ne oferi iertarea de care fiecare dintre noi are atâta nevoie. Să mergem acum la următorul articol din Veșmântul Marelui Preot. Breul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins de el, să fie de aur, de fir albastru, purpuriu și cărmiziu și de insubțire răsucit. Brâul acesta venea peste efod, peste vesta despre care tocmai am vorbit. După acesta venea un alt articol important. Iată ce indicație îi dă Moise. Să faci apoi pieptarul judecății, lucrat cu măestrie. Să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul. Să-l faci de aur, de fir albastru, purpuriu și carmiziu și de insubțire răsucit. Să fie în patru colțuri și îndoit. Lungimea lui să fie de o palmă și lățimea tot de o palmă. În el să țești o țesătură de pietre și anume patru rânduri de pietre. În rândul întâi un sardonix, un topaz și un smarald. În al doilea rând un rubin, un safir și un diamant. În al treilea rând un opal, un agat și un ametist. În al patrulea rând un hrisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur. Este foarte interesant ceea ce spune Dumnezeu lui Moise. Observați modul și modelul pe care le indică Dumnezeu. Cum mai spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu este un Dumnezeu al frumosului, echilibrului, un Dumnezeu al simetriilor. Pietrele acestea de pe pietarul Marelui Preot ne mai sunt prezentate și în Cartea Apocalipsa, spunându ne că ele constituie fundația noului Ierusalim, noul oraș pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei mântuiți dar iată că ajungem acum la vestitele Urim și Tunim. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim care să fie pe inima lui Aron, când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Aceste pietre erau așezate pe pietarul marelui preot. Mulți cercetători ai scripturii consideră că acestea sunt de fapt două pietre prețioase care să aruncau ca niște zaruri înaintea Domnului pentru ca Dumnezeu să-și exprime voia prin ele. Indiferent de forma pe care o aveau sau de modul în care erau folosite, cert este că acestea se foloseau pentru a afla voia lui Dumnezeu. Din această cauză, pietarul se mai numea și pietarul judecății sau al discernământului. Nu cred că practica zarurilor, a horoscopului sau a bilețelelor echivalează cu semnificația acestor pietre. Este foarte adevărat că trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu, dar cred că Scriptura și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu joacă pentru noi rolul de urim și tumim. Pentru ca veșmântul să fie complet, mai trebuie să adăugăm și roba de culoare albastră care se purta sub efod. Dragii mei, am văzut o reconstruire fidelă acestor veșminte. Erau foarte frumoase. Preotul se distingea de restul poporului. Și noi trebuie, dragi prieteni, să ne distingem prin haina neprihănirii noastre. Trebuie să trăim frumos pentru Domnul nostru. În această haina neprihănirii noastre găsim nenumărate elemente care ne vorbesc despre Domnul Isus, să nu uităm că noi trebuie să fim mărturia iubirii și iertării pe care el o are pentru omenirea întreagă. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! itinerar a